Salut, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou vlog, e bine fraților. Astăzi suntem din nou în Egipt și acum mergem să mâncăm și mergem să ne dăm cu ATV-urile prin deșert. Dacă vă uitați la canalul meu de ceva mai mult timp, știți că am făcut asta și acum 2 ani, cred, dacă nu mă înșel, sau 3, când am fost în Sharm el Sheikh. Acum vom vedea cum e și cu ATV-urile în Hurghada. Este penultima noastră zi aici. A fost o vacanță senzațională, ne-am distrat foarte mult, după cum vedeți, sunt și foarte răgușit. Și pe story-uri m-ați văzut foarte răgușit. Ei bine, pentru că am cântat, am dansat, fiind mulți oameni, având toată peluza asta. Vă dați seama că seara mai ascultam și noi o muzică, mai cântam, mai dansam, mai făceam hora, știți, ca toți românii, asta zic. Hai să mergem să mâncăm, pentru că la 2:30 trebuie să fim în recepție pentru ATV-uri. Trebuie să avem stomacul plin înainte să mergem cu ATV-urile. Frumos, o guriță de lasagne aici și niște vituțe cu niște cartofi la cuptor. Mâncarea de aici nu prea arată senzațional, dar la gust este foarte bună, nu știu, deci n-am mai văzut așa mâncare să arate și la gust să fie top. Ia vedeți, băieți, acum avem microbus mai mare decât ăla de la barcă. Altceva, avem niște loc la picioare, nu generos, dar avem. Ia, Ioana, ce faci aici? Te faci musulmancă? Pe care îl vrei, Maria? Păi stai un ban în cap ca să nu-mi bată vântul în păr. Păcat că sunt și 4000 de grade în microbusul ăsta, dar revenim din deșert. Am ajuns și noi, fraților, aici la ATV-uri, suntem în câmpii, de aia că nu prea văd dunele de nisip și chestii. Cred că o să fie ceva mai plan, așa frumos. Astea sunt ATV-urile, nu e nimic complicat, nu credeți că e vreun canam din ăla șmecher puternic. Hai să mergem să ne facă băieții instructajul. Problema e că n-avem mount de la de piept de GoPro, avem doar de cap și trebuie să purtăm cască. Cred că o să-mi dau casca jos cât filmez câteva cadre și după aia punem casca, pentru că siguranța e pe primul loc. Hai să mergem aici să vedem care este situația la Lotus Safari. Let's go. Hai că noi am venit la ATV-uri și Ioana asta cu pisicile. Ii, ce drăguță e, bubulică. Ți-e dor de bubulică? Da, mi-e foarte dor de bubulică. Mă uit la poza mea de fundale la telefon și mi se face dor de el. Cum te cheamă, băi? Ia zi-ne, cum te cheamă? Ai și tu un nume? Ai și tu pe cineva? Ii, ce drăguță ești. Eu rămân aici, pa. Bine, pa, Ioana. Gata, suntem echipați frumos, elegant. Cred că urmează să ne mai explice una, două chestii. Toată lumea e gata, Ioana încă mângâie. Hai să spui și tu asta, gen, că nu ți-ai pus-o bine, gen. Păi tocmai începuseră să toarcă pisicile mele. Îl avem și pe Leuțu aici, care el nu e cu atât de unele și ei. Arafat mă cheamă. Arafat? Haide! Ați făcut, mă? Cum e, Leuțule? Ce dă viteză! Deșert aici, mă, în Cavaș. Cum ți s-a părut până acum? Mamă, genial, am cântat. Am cântat tot drumul. Nu regreți că nu ți-ai lași tu să te dai singură? Nu, eu nu vreau să conduc, că nu sunt cu de-astea. Dar negoiță, mă, deci n-ai idee, a condus femeia mea cu maximul de viteză, a sărit pe toate tâmburi, e o zeiță la condus. Bine, negoiță, bine, asta zic. Conduse negoiță exemplar, 10 din 10 pentru negoiță, serios. Am luat și noi, băieți, o pauză de 5 minute așa să ne obosim mâinile, că ați văzut cu cât de tare ne zbuduie. Și suntem în mijlocul nicăierului, ești nebun. Așa, să-ți arăt cum sare praful. Ia, ia. Sau doar voi să mă bați?
Ma, suntem bine. Deci, uitați-vă. Nu cred că vreau să știu cum e să fii blocat în mijlocul deșertului fără absolut nimic de băut, de mâncare, de așa. Dar e foarte mișto, experiența e a doua oară când mergem cu ATV-ul și aș merge toată viața aici, nebun. Am ajuns și noi acum într-un loc aici unde s-au strâns mai mulți oameni cu ATV-urile și putem să facem poze cu Camila. Nu știu exact dacă vreau să mor pe Camila, nu e cel mai confortabil lucru, dar voiam să vă arăt cum arată ghiozdanul meu negru după 45 de minute de mers cu ATV. Uitați-vă, uitați-vă cum este praful pe el, da? Deci nici măcar nu mai pot să-l dau, deci era negru ghiozdan, nu era așa. S-a făcut așa. Sincer, nici nu știu cum o să-l spăl, dar Doamne ajută, haideți să vă arăt și Camilele. Am mai fost pe Camila, nu e așa tare, dar ia zi Rotaru, îți place pe Camila. Mă, stai că ridică Camila, vai de viața mea. Mamă, băi, mamă, în sfârșit sunt și eu un alt, mai am 1,60, 1,70, cât da. Bine. Fii atent, să faci și poze, să faci poze din cameră. Auzi, nu mai pun story-uri din Merțan, pun din Camila. Ia vedeți cine-i șmecher, cine-i shake, ia vedeți. Ia zile, Olțu, cum e pe Camila? E ca într-un Mercedes, dar puțin mai, da, mai confortabil. Dar ia, cum se vede de sus? Ia arată-le la băieți. Camila mea are părul creț la ceafă. Am realizat acum că e de Camila pe jos. Ia, cred că am călcat într-un excrement de Camila, am acest vag sentiment. Pe stânga, pe dreapta suntem bine și pe stânga suntem bine, deci momentan suntem bine. Cam așa arată situația aici, ATV-urile sunt acolo, Camilele sunt aici și peste tot este doar deșert. Ne-am oprit aici și ne-au dat băieții ce ius din ăsta așa, în cănuța lui bunica aici, nebun, de pe vremea... Băi, mai veche ca mama ca asta aici, nebun, uitați-vă la ea, frumos. Și uitați-vă cum arată mâinile mele, asta e dreapta, deci... Ne-am chinuit puțin. Mamă să nu mai văd nimic. Mamă, nu mai văd nimic. Mai vezi ceva? Mamă, mamă, nu mai văd nimic. M-a spart. N-am văzut nici când v-ați oprit. Fraților, ne-am mai oprit odată, suntem frumos aici la apus. Ia vedeți cât de frumos este soarele din spatele meu. Uitați-vă cât de frumos este tot peisajul acesta. Sunt toate ATV-urile aliniate frumos. Avem grupă mare aici, brigadă mare. Mai stăm aici, cred că vreo 5 minute și după aceea mergem spre hotel. Aceasta este penultima noastră zi în Egipt. A fost o zi absolut superbă. Îmi place super spermul cu ATV-ul. Sincer, mi-aș cumpăra unul la vară. Sincer. Vedem ce facem. Dar stăm puțin aici 10 minute. Ne facem și niște poze pentru Instagram și după aceea încheiem ziua. Bun, fraților, am ajuns și noi frumos. Ioana a râs de părul meu, nu știu de ce. E nasol, nu? Uitați-vă la părul lui Rotaru. Mamă, părul lui Rotaru. Eu nu sunt aici, mă, eu doar dansez în clipul ăsta. Ai un telefon ceva să văd și eu cum arăt? Uitați-vă, vă rog, cum arată ghiozdanul meu. Adică ia, vreau să spui reacția când îți vezi freza. Nego, îți dăm telefonul 2 secunde. Ia. Reacția live. Chiar stă bine. Nu e așa rău, adică la Rotaru e mai rău, adică mult mai rău la Rotaru. Ia, vreau să vedeți genele lui Nego, deci ia stai. Închide ochii. Mamă, uitați-vă că nisip are pe gene omul. Băi, dar nu mai pot. Uitați-vă ce am pe palme aici, nebun la cap. Ia-mi cu spatele. Cum sunt? Plin de praf. Mamă, sunt forță, super, este... Stai să te ajut.
Sensu, te ajut să te... Băi. Bă, da, a fost o experiență super mișto și e păcat dacă veniți în Egipt să nu veniți la ATV-uri, pentru că e chiar mișto și am dat, nu mai știu, că $35, adică un milion. Adică chiar mi se pare mai mult decât decent. Ochi ăla ăștia cred că i-am distrus, sincer, dar asta este. Pe final, într-adevăr, am încercat să facem niște drifturi, dar nu prea ne-a ieșit, că s-a și întors băiatul imediat. Nu, că ne-a zis și de la început, clar, nu încercați să faceți drifturi, că o să muriți. Nu prea am încercat nici prea tare. O avem astea, le păstrăm amintire, $3, astea sigur le pun undeva în dulap, nu o să le mai găsesc niciodată. Andrei, i-a întors cu spatele. Mamă, uite, e cojit foarte tare pe spate. Dar ia fi atentă. Te-ai ars rău. Ia fi atentă. Mamă, nu se vede pe cameră, dar nu se vede pe cameră? Mamă, mâncava și gura voastră. Andrei, care e alergic la praf, da. Mamă, mi-a plăcut super mult, deci eu n-am putut să conduc. Nu știu de ce, m-am urcat și am zis unui egoist, hai mă, conduc eu la întoarcere, top, forță. M-am urcat, după 10 secunde am zis, nu, eu nu mai vreau. Deci nu știu dacă înțelegeți, mâinile voastre nu stau așa ca pe volan, nu, fac așa. Dă-te așa, Ioana, dă-te. Trebuie neapărat să ai forță în mâini, ceea ce eu nu am, pentru că, după cum știți, Andrei aici este cel care conduce întotdeauna, cel care face treburile prin casă, alea mai grele, deci eu, mușchii mei sunt pe zero, n-am nicio șansă să conduc un ATV. Bă, eu, sincer, n-am vrut să merg cu Ioana, pentru că am mers cu Ioana pe jet ski și e foarte greu să stai, mai ales în doi, ea trebuie să se țină de tine, după aia urlă mai încet. Da, sunt pe lângă faptul că n-am putere, mai sunt și fricoasă. Bă, sunt cea mai proastă combinație de om, sincer. Dar cum drăguță. A fost să mergi cu Negoiță? Mamă, deci a fost extraordinar. Deci Negoiță e un șofer. Deci gândește puțin că tu ai zis că e greu să mergeți două persoane. Deci gândiți-vă cât de bine conduc eu, că eu am condus cu două persoane. Deci Negoiță. Mamă, prea bine. A condus extraordinar. Ce ciocane am. Și pe lângă asta a fost foarte distractiv, pentru că tâmburile sunt foarte, foarte abrupte și multe. Și atunci când vorbești, se face voce așa. Asta l-am încercat, că nu vorbeam singur. Eu cu Negoiță tot drum am cântat și imaginați-vă. Sos în cantități industriale. Fix așa era, fix așa sună. Foarte amuzant.